Angajatorii au o serie de obligații față de angajați în perioadele caniculare. În acest sens, Inspectoratul Teritorial de Muncă va demara controle pentru a verifica respectarea acestor obligații. Angajatorul are obligația de a lua următoarele măsuri pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiții de temperaturi ridicate extreme. Asigurarea examenului medical la angajare, precum și controlul medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicațiilor pentru munca la temperaturi extreme. Asigurarea primului ajutor și a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate. Și trecerea după posibilități în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanelor cu afecțiuni care au contraindicații privind munca la temperaturi ridicate extreme. Angajatorii care nu respectă aceste obligații vor fi amendați de inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă. Prevăzute de lege, sunt prevăzute în Ordonanța de Urgență 99/2000 și sancțiuni contravenționale, cuantumul acestora fiind cuprins între 1500 și 2500 de lei. Noi deja, prin inspectorii care îi avem în teren, verificăm deja respectarea acestor condiții minimale.